Trebuie să facem o distinție, este vorba de partea în care se acționează pentru securitatea sanitară, pentru securitatea populației și partea prin care această amenințare devine o parte a amenințării de securitate națională. Deci, la un moment dat, dimensiunea ei este atât de mare încât, cum este cazul acum, fiind vorba de o amenințare globală, devine partea securității naționale. Sigur că nici Organizația Mondială a Sănătății nu s-a confruntat cu astfel de pandemie, astfel încât să declare că este o parte a securităților naționale, însă statele, factorii de conducere, sigur că și-au dat seama pe parcurs, e adevărat, deci nu spunem de la început, și aici intervine rolul pe care serviciile l-au, ele informează, dau acele informații, dar sigur nu iau deciziile și nici nu influențează decizia celor care trebuie să iau o hotărâre. Mai este o parte foarte importantă care se simte pe partea socială, să spunem, pe mijloacele sociale, pe informarea pe site-urile de socializare, este vorba de dezinformare. Exact asta voiam să vă întreb. Da. Dezinformarea este la un nivel foarte înalt. O observăm în România, dar observăm și din alte state prin preluarea informațiilor, pentru că există o luptă foarte mare în zona aceasta pentru, cum spuneam, pentru obținerea unor avantaje. Avantajele merg de la cele politice, de a fi privit ca pe un actor politic foarte bun, foarte puternic, foarte influent, bine dezvoltat, bine plasat, și până la campaniile de a crea destabilizare, poate chiar haos, ale unor grupuri de extremă stângă sau dreaptă, care sigur, pe lângă faptul că ele există și funcționează, mai pot fi și plătite pentru a acționa mai bine în aceste momente. Deci, pe de o parte sunt dezinformările care au în spate actorii statali, pe de altă parte cele care au în spate aceste grupări subvenționate sau plătite, ca să spun așa, direct.